domnul Pietral, domnul inginer Cornel Duma, noi să-l cunoașteți foarte bine, domnia asta este un cunoscut participant la emisiunile realizate în studioul Comuna TV, care îi spune și noi bună seara, bine ați venit, domnule primar. Bună seara, bine v-am regăsit totdeauna la Patrick Bucurac, aici e o atmosferă așa care și îmi place și să investim această seară o oportunitate extraordinară să discutăm despre ceea ce echipa pe care dorește să facă la nivelul Partidului Național Liberal. În ultimul rând vreau să salut și telespectatorii Corona TV și te doresc să rămână cu televizorul deschis, că în seara asta au ce ascultat de la echipa care va, sigur, va conduce destinele PNL-ului până în o perioadă de cel puțin 4 ani de zile de aici înainte. Cât de sigur? 100%? 100%, domnule. Adică nu există jumătăți de măsură. Eu n-am lucrat în viața mea cu așa ceva, la mine se lucrează numai cu lucruri singure și avem o echipă foarte, foarte bună, foarte puternică, avem un conducător care, într-adevăr, merită să fie liderul Partidului Național Liberal și merită în baza alegerii conferința județeană, că e un lucru corect. Partidul Național Liberal n-a mai avut alegeri de, dacă nu mă știu, chiar de 6 ani, nu? Deci, în ultimul președinte al Partidului Național Liberal a fost actualul președinte al Partidului Național Liberal, Florin Popescu, că atunci au mai interimat, interimate bolnave care ne-au făcut în organizație, în loc să facem organizație sănătoasă și puternică, am ajuns, deschipam interimatele cum avea fiecare la București, în mai mult sau mai rău. N-am putut niciodată să facem niciun fel de negocieri și uite așa am ținut. Și asta este soarta PNL-ului în actualul context. Sper că odată să încheie treaba asta și ajungem pe linia de putere și o să avem o conducere, o să avem o echipă pe care lucrul domnul deputat să și prezint în această seară. De altfel, domnule primar, jumătate din idealul liberalilor dâmbovițeni, acela de a avea o dată stabilită, o dată a alegerilor la nivelul organizației Dâmbovița, s-a întâlnit, mai rămâne și cealaltă jumătate să se afle care va fi noua echipă de conducere. Pentru că atâtea interimate care s-au perindat, s-au succedat la nivelul conducerii PNL Dâmbovița, a sosit timpul să fie... O să avem, în data de 12 februarie, când este stabilită conducerea județeană, o să avem și acest liderat primit și o să vedem care este noua conducere. Cealaltă jumătate a intrat. Urez competitorilor celor care intră în competiție, echipelor care intră în competiție. Și să câștige într-adevăr echipa care este, care face dovada în fața alegătorilor că este cea mai bună și cea mai puternică și cea mai oportună pentru a conduce destinele Partidului Național Liberal, fără a avea tot felul de argumente de astea că avem susținere de la centru, că avem de la margine, după tușe, în altă parte. N-avem de nicăieri. Deci noi trebuie să fim exact cum avem noi sloganul la momentul ăsta, prin noi înșine. Noi suntem ăștia care rămânem în județ, noi suntem cei care o să discutăm cu oamenii. Oamenii au nevoie de noi să ne ajut, să-i ajutăm să reușim să facem ceva. Și în contextul ăsta, asta e singura soluție, prin noi înșine. Oamenii trebuie să ne simtă că suntem puternici și capabili să putem să facem ceva cu viitor. Am înțeles. Oameni buni, 0906160051 este numărul de telefon pe care... Adevăr, mi s-a pus etichetă de misurții la conferința de presă. Dar s-a văzut. De fapt, ce s-a întâmplat? Noi am avut într-adevăr și trebuia să participe și o doamnă alături de noi din organizație, dar am impresia că s-a întâmplat ceva, nu știu dacă ați văzut, dar noi eram un număr de 10 și am fost 9 la conferința de acolo. Și chiar scaunul ăla era dedicat unei doamne. Iar acolo unde am făcut noi, să zicem așa, câmpenească asta, sau cum îi spuneți dumneavoastră, la terminare, la finalizare, pot să spun că au fost foarte multe doamne, deci nu numai o doamnă, chiar de la organizația de la mine au fost o doamnă venit, au fost și de toate organizațiile au venit, au fost foarte multe doamne. Aproape la fiecare organizație. Nu s-a mai făcut problema de... Și nici nu ne gândim, echipa noastră chiar are componența ei și câteva doamne, pe care domnul deputat poate să-l spune cine alături de noi. Nu asta e important. Important este că așa, întotdeauna am susținut-o. Eu cel puțin am fost dedicat lucrurilor ăsta și mi-aduc aminte că și interimatul pe care l-a asigurat domnul Orban aici, discuțiile după această temă au fost că tot timpul eu am dorit să transmitem acest
nivel național să... La cerul la nivel național să-i fie dată o echipă numai din competitori, din oameni care au creat, într-adevăr, și au avut o competiție puternică, șef de organizație unde rezultatele au fost pe măsură, același lucru mi s-a părut corect să-l punem și noi în practică. Pentru că trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna, politica se face pe voturi. Deci nu facem politică doar să ne prezentăm la televizor și să ne aflăm, trebuie să mergem, să convingem oamenii în acești județe. Dăm Vorița în localitățile noi, că avem oameni competenți, oameni capabili, oameni care pot să facă administrație, pot să facă și politică. Dar în fața oglinzii singur să spune că suntem mândri, că suntem liberali. Da, bine, în fața oglinzii, da, când îți faci preț, dar nu e vera, așa e. Domnule deputat. Eu vreau să-i răspund, eu cred în această corectitudine pentru că am și luptat pentru ea. Vehicularea asta care s-a făcut în permanență în PNL, de fapt, pot să spun că ceilalți care candidează la șefia partidului au pus-o permanent pe tapet că, domnule, nu e echipa noastră, e echipa creată de la centru, echipa cealaltă nu e creată și astea sunt minciuni scoase de ei, contextul în care consideră că numai așa își pot face o relație foarte, foarte bună cu președințele organizației și cu cei care vin la delegația permanentă pentru vot. Țin să spun pentru nu știu câta oară că nu va fi așa ceva și exact cum a spus și colegul Iașu, nu cred că președintele Partidului Național Liberal, Cristian Antonescu, va veni să facă susținere sau să dovedească parțialitatea în acest context, pentru că va dăuna efectiv un astfel de demers și democrație dăunează. Până la urmă, nu poți să vii să susții o tabără pentru că trebuie să explici celălalt decât ce motiv o susții. Cred că ar fi un lucru de bun simț, dacă într-adevăr ai dori să faci treaba asta, nu? Până acum n-a venit nimeni să ne ceară, domnule, haide să veniți să stăm de vorbă, uitați că eu susțin pe ăsta și luați-vă la revedere și așa mai departe. Pentru că așa ar fi fost corect, nu? Eu cred într-o competiție corectă, așa am simțit-o la centru și va fi. Și cred că așa va fi până la final. Iar... cum a spus că cheamă? Vizitiu? Vizitiu, da. Da. Irina Vizitiu. Da. Deci, de la început... Haideți, dați-i voie, rețineți-i preluăm un pic telefonul. Bună seara! Răzvan, bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Am ascultat adineori întrebarea pusă de dumneavoastră, domnului primar. Și legat de asta mi-a dedicat mingea la fileu. Sunt din Răzvan și am participat la alegerile care s-au desfășurat acolo. Domnul primar, nu știu dacă știți ce s-a întâmplat. Acolo reprezentantul domnului Grozav, din păcate, pentru dânsul, a fost învins. Știți și dumneavoastră că la alegerile din februarie, reprezentanții Răzvatului nu pot participa. Și este degradat. Au fost anulate. Mi se pare chiar denigratoare treaba. Da, atunci pun și eu întrebarea din nou pe care a pus-o domnul Dumitrache. Mi se par totuși corecte aceste alegeri? Ținând cont că ele sunt pregătite de mult timp în urmă de domnul Grozav și cei cu IQ-ul ăla tot din două cifre, dar cu zero începând și virgulă după. Da, bine, vă mulțumim pentru intervenție. Nu, ce se întâmplă? Gândiți-vă foarte bine că acolo delegatul pentru organizarea alegerilor chiar contracandidatul domnului Pleașu a fost. Și, într-adevăr, am înțeles și eu că am pierdut efectiv alegerile acolo și n-au putut. Așa am înțeles că n-au putut să suporte înfrângerea și, până la urmă, n-au validat-o în birou. Mojicie, mi se pare chiar aiurea. Eu am forțat, chiar am și discutat la un moment dat cu interimatul care s-a creat. Am zis, domnule, haideți să găsim soluții, să facem cât se poate de repede în organizațiile care nu sunt prezente, pentru că mai avem, în afară de Răzvan, încă vreo 3 organizații care nu participă la alegerile la Comisia Județeană și putem să-i aducem pe oamenii ăștia să vină la vot, să exprime și dorința efectivă, că sunt reprezentanții noștri, cu ei o să trăim. Dar, mă rog, cred că nu s-a dorit până la urmă și s-a tărăgănat așa în ideea în care cred ceilalți că dacă după 12 februarie o să iasă, chiar o să facă ei ce-și doresc acolo la Răzvan. Eu le spun că și dacă ies, nu o să facă ce. Am înțeles. Mai aveți o întrebare, domnul? Mulțumesc. Nu. Vreau să subliniez doar că domnul Grozav a
alianței și... Nu greșiți. Împotriva protocolului. Împotriva protocolului, exact. Împotriva alianței. Exact, împotriva protocolului. Se întâmplă identic și apropo de alianța cu PSD-ul, filialele din teritoriu au fost prelucrate, au fost întrebate. Au fost discuții mult mai aplicate de asta dată, spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat la PSD-ul, cu Partidul Conservator. Am văzut și niște declarații foarte dure, recte, a urmărit și competițiile interne de la, și de la PSD și de la PNL. Știți foarte bine, un singur candidat a ieșit, a candidat cine trebuie, a ieșit tot cine trebuie. Și la PNL și la PSD. Spre deosebire la PNL, domnule, sunt niște lupte, să spui, sunt niște lupte interne. Nu e adevărat. Sunt trei candidați, stați un pic, Dănuț Bădău, Gabi Grozavu și domnul deputat Gabriel Păiaș. Sunt trei candidați la PNL. La celelalte partide un singur candidat, toate bune și frumoase. Lumea pleacă acasă fericită. Partidul Național Liberal este singurul partid care funcționează pe principiile democrației. Nu e lucru corect. Ce înseamnă asta? Păi atunci dacă vii cu unul singur, ăla e pus disclat la centru. La Partidul Național Liberal există 48 de ore înainte, dacă nu mă înșel, să poate depune candidatură. Puteți ne trezi și cu alte candidaturi. Deci toată lumea e liberă să vină să-și depună candidatură. Problema este că nu venim, noi n-am venit să, domnule, ne aducem pe Plăiașul și gata, are figură bizantină, el acum mai seamănă cu Mahomet, seamănă cu Frătian și îl pune președinte la partid. Nu, domnul Dumitrache, noi am venit în actualul context cu echipă. Și cu echipă, deci asta e ideea. Deci noi vrem să câștigăm în spirit de echipă, cu oameni care sunt capabili să facă și politică și administrație, să lucreze interesul PNL-ului, să meargă la negocieri. Exact cum am susținut totdeauna, la poziția de picioare, nu merge și dă faxul la București în seriu PSD-ul. Trebuie să fii serios, gata, s-a terminat. Și această echipă va veni la o negociere și va veni vertical. Adică stăm faxul la București se vor trimite numai din seriu PNL-ului. În seriu, dar nu vi se pare logic. Haideți să mai preluăm cu telefonul. Bună seara, acest domnul Vasile Nicolae. Bună seara, domnul Nicolae. De ce cel târziu în toamnă? Am adunat un domn eu pentru parte dintre colegii de partid. În această seară au fost în fața noastră deputatul Gabriel Păiașu, domnul inginer Ștefan Stela, viceprimarul comunei Moțăil și domnul inginer Bolan Coman, primarul comunei Pietrari. Vă mulțumim pentru participare, vă urăm mult succes. Ce a făcut Liverpool cu Fulham? Domnule deputat, din motiv de sărbătoare, am avut o cultură legată de două miciunare pe care am ținut întâlnire și vorbim și pe locul 7. Locul 7, dacă se va cumula și cu victoria noastră pe 12 februarie, va fi un dublu motiv de sărbătoare. Artificiile, pe 12 seara, le dă domnul primar. La Pietrari. Nu, la să alegem la Pietrari, domnule. La Târgoviște. La Târgoviște. Ați spus a noastră. Mulțumim pentru participare. O seară bună în continuare și dumneavoastră vă mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați motoul emisiunii noastre. Nu vă pierdeți, oameni buni. Niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. Doamne ajută, la revedere.